Bărbații își datorează existența unei mici bucăți de material genetic cunoscută sub numele de cromozomul Y, care controlează funcția organelor sexuale și alte caracteristici legate de sex. Cu toate acestea, un nou studiu sugerează că acest cromozom masculin ar putea avea un rol mult mai mare în anatomia bărbaților, prin reglarea numeroaselor procese celulare din corp. Cu excepția spermatozoizilor și a ovulelor, fiecare celulă umană conține 23 de perechi de cromozomi, care stochează în totalitate ADN-ul unei persoane. Acesta include o pereche de cromozomi sexuali, alcătuită din doi cromozomi X la femei și un cromozom X și unul Y la bărbați. În ciuda faptului că genele de pe cromozomul Y sunt prezente în toate celulele din corpul unui bărbat, rolul pe care îl joacă în afara organelor sexuale a rămas până acum foarte puțin înțeles. Oamenii de știință de la Institutul de Cercetare Clinică din Montreal au modificat genetic șoareci masculi pentru a nu avea una dintre genele de pe cromozomul Y. Ulterior, cercetătorii din Canada au putut vedea o modificare semnificativă în activitatea celulară a țesutului cardiac al rozătoarelor, rezultând în schimbări majore ale funcției cardiace și ale sănătății. Acest lucru sugerează că genele de pe cromozomul Y pot juca un rol crucial în bolile de inimă la bărbați. Mai mult, cercetătorii au fost surprinși să observe că ștergerea unei gene de pe cromozomul Y a avut un impact direct asupra expresiei genelor vecine. Concluzia oamenilor de știință a fost că diferitele gene de pe acest cromozom pot funcționa împreună ca o unitate, mai degrabă decât individual.